A, iubesc internetul, bă băieți și fete. De când a fost descoperit, au apărut o grămadă de căcaturi pe el și au apărut o grămadă de oameni, copinii și mai de căcat. Da, am zis descoperit pentru că este o teorie a conspirației care zice că internetul a fost descoperit, de fapt, nu inventat. Căutați pe Google că e foarte interesant. Bineînțeles, nu cred că este asta, dar e interesant să despre despre de gen. despre Mr. Beast. Mr. Beast aplodează un video nou, egal o dramă nouă în legătură cu Mr. Beast, pentru că Twitter-ul îi un loc mai rău decât force-ul. Mai țin minte când eram mici, foloseam high five-ul frate pe high five când eram eu mic, țin minte că foarte multă lume se certa. Chestia asta a evoluat în Twitter. Și pe Twitter, orice e bun, orice e interesant, orice e funny, trebuie să fie stricat de oameni bolnavi psihic. La fel cum a fost și chestia asta cu Mr. Beast. Mr. Beast, în caz că n-ați văzut, a făcut un video în care o dat 20.000 de perechi de papuci copiilor din Africa. Ceea ce este insane dacă mă întrebați pe mine E un lucru foarte nice, a făcut un lucru de caritate care, De care mulți copii o să poată beneficia După cum o zis și Mr. Beast Singurul lucru ce îi, îi ține pe unii copii din Africa Ca să ajungă să primească educație, îi o pereche de papuși, pentru că n-au papuși cu care să se ducă la școală. Fiindcă e Mr. B și Mr. Beast știți bine că face o grămadă de lucruri bune și o grămadă de caritate, au făcut un video în care o dat 20.000 de papuci copilor din Africa. Ceea ce e nice, adică nimeni n-ar vrea ca și copiii din Africa să n-aibă papuci, nu? Adică suntem cu toți de acord la chestia asta, toată lumea vrea ca copiii din Africa să poată să aibă o educație sau să se ducă la școală sau orice alt copil din lumea asta. Dar pe Twitter lumea nu este de părerea asta Pentru că o grămadă, o grămadă de oameni pe Twitter Au început, frate, să, să îi arunce în cap lui Mr. Beast Faptul că, vezi, doamne, el face videouri Că face chestii astea bune De unde generează profit De unde reiese că nu-i neapărat caritate Ba da, e caritate, despre ce vorbești? Adică oamenii așa de proști sunt încât ei cred că Că 20.000 de perechi de papuci pe nu costă bani să oamenii așa de proști sunt încât ei cred că poți să faci, să ajut un om, să-i faci viața unui om, să-i o schimbi complet, fără să ai bani, fără să folosești bani, frate. Gen, înțeleg, unii oameni poate că sunt foarte triști, gen, soția lor e în șală, au un job de căcat, n-au prieteni, singurul, singurul lor prieten e mâna dreaptă seara când soția e plecată la amant. Gen, înțeleg, unii oameni au o grămadă de probleme din astea, dar asta nu înseamnă că trebuie să fii mad pe altul, că o duci mai bine sau că reușești să facă chestii de genul. Eu unul sunt foarte fericit, frate, când văd oameni care fac chestii cum face Mr. Beast. Și bineînțeles, după Mr. Beast o venit și o lăsat un reply la tweet-ul respectiv, unde au zis chestia asta. No, hey, probably just haven't seen this channel, but it actually is a charity and I obviously don't profit from it. 100% of all revenue from Mr. Beast Philanthropy goes towards running my food banks and helping ease human suffering. ceea ce e nice. Gen, Mr. Beast de mai multe ori o zis și eu chiar îl cred că... E Mr. Beast până la urmă, știi ce zic? Da, face și are o grămadă de bani și nu zic că nu are... Și că nu își bag în banca lui personal o grămadă de bani. Dar foarte, foarte, foarte mulți bani pe care Mr. Beast îi face, 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 îi, îi, îi dă mai departe oamenilor care au nevoie sau investește în content sau așa mai departe, că ăsta e business modelul lui până la urmă. Și de asta are atâta, atâta, succes pentru că investește foarte, foarte, foarte mulți bani ca să facă o schimbare, atât în scena de pe YouTube cât și în viața de zi cu zi. Adică o schimbat viața grămadă de oameni. Adică, știți video ăla în care o ajutat o mie de oameni ca să scape de cataractă? Gen, bro, îți garantez eu că copiii ăia care au putut să vadă pentru prima dată în viața lor, Păi ai dumneavoastră, frate, că MrBeast a făcut bani de pe clipul respectiv. Și da, face bani, ca după aia să poată să ajute mai mulți oameni. Și cu chestia aia face un video, video ăla face mai mulți bani ca să poată ajuta și mai mulți oameni și tot așa. E, e, un, e un cerc. Că asta e cercul cu Beast. <laughs> nu trebuie să fii savant la nasa ca să-ți dai seama de chestia asta, adică e ceva incredibil de simplu. E ca și cum mai zice că apa-i udă, <laughs> mai ales după câte chestii după după câte exemple și câte video au pus MrBeast în care se vede clar că asta e business model lui pe care îl folosește și pe care îl urmează. Oamenii, oamenii aleg să fie să fie handicapat și să, să fie mad pe absolut orice lucru bun, mă, frate, mă. Mie îmi place că vezi așa câte insecurități au și vezi cât de, de, cât de rău o duc, mă. Mă jur pe viața mea. Câteodată, frate, mă gândesc, stau așa și mă gândesc că, bă, de ce, dracu, mă bucur când văd oameni de ăștia care o duc așa de prost și eu au atâta ură în ei. Și după aia mi-amintesc că, bă, frate, uite, uite de la ce dau hate oamenii. Adică una e să dai hate chestie care e, e, complet greșită și alta e să, să dai hate lui Mr. Beast. Că a ajutat o mie de oameni ca să vadă. Că au ajutat 20.000 de copii să aibă papuci. What? Brain dead să mă bată tata. Și ce poți să... Bă, pe mine unul sincer, bă, să facă frate, să-l să întreacă pe Elon în Musk, frate, la câți bani face. Atâta timp cât ajută oamenii. I, I don't give a fuck până la urmă. Dar asta e lumea în care trăim, bă, și e foarte, foarte trist. Mr. Beast, oricum, până la urmă, e Mr. Beast, e ce zic, e o legendă. Iar e cel mai, mare, cel mai mare, canal de YouTube din lume și are numerele astea din cauza faptului că, bă, chiar face ceva și face o schimbare și oamenii văd chestia asta. Bineînțeles că... Având o vedere care o audiență enormă, mereu o să fie oameni care o să dea cu hate sau care o să fie în dizacord cu el sau căcaturi de genul. La, la finalul zilei, frate, ce contează? E efectiv faptul că omul ăsta chiar ajută oamenii și da, poate că video ăsta sună așa de parcă i suge pic Mr. Beast. Pe mine mai mult mă interesează faptul că îs oameni, mă, frate, care pot să zică ceva negativ când tu efectiv ajuți un om. Hai zic că țineți minte că îți și videoclipurile alea cu experimente sociale sau cu tot felul de mizerii din astea în care efectiv sau cu donezi nu știu cât cuiva sau whatever că ca tot genul și fac video în legătură cu chestia asta. Păi da, nu, înțeleg că nu trebuie neapărat să, să filmezi când faci un lucru bun. Că asta nu te face un om mai bun sau ceva de genul. Sau Asta era argumentul oamenilor. Dar dacă tu te filmezi în timp ce faci chestia asta mai ales dacă ai o platformă poți inspira oameni la rândul lor care să facă chestia respectivă unul la mână. Doi la mână, poți să generezi un profit de pe urma videourilor respective și după aia să ajuți mai mulți oameni la rândul tău. Și trei la mână, cu mai pasă dacă tu beneficiezi de pe chestia asta tot timp cât omul respectiv a fost ajutat. Gen da, s au grămadă de de genul de videouri fake în legătură cu chestia asta, știți bine. O fost și la noi în România. Da, no. At the end of the day, Ilias Vlogs nu mai face YouTube. Ceea ce e un W. <laughs> Glumesc, glumesc, glumesc Mă, da Interesantă lume în care trăim Eu am fost rez sper că am plăcut video de astăzi Dați-mi follow pe insta bogdi.w Neapărat Și subscribe să facem 500 ca o dată Și like la video, like de Astăzi sunt curios de opinia voastră legătură cu drama asta Pentru că e o dramă... E o drama în pulea să mă bată tata de noi Și dacă mai văd cu o drama de asta Mă jur pe viața mea că spar monitorul